Bun găsit tuturor celor care urmăresc edițiile live ale Observatorului pe H.ro. Suntem în zona Bărcănești, pe una dintre pasarelele care traversează DN1. După cum probabil puteți observa, este un incendiu de vegetație. Este unul dintre cele mai mari incendii de vegetație semnalate de ISU Prahova. Se acționează în acest moment cu 3 echipaje, însă cu siguranță va fi nevoie de sporirea forțelor. Ard numai puțin de 20 de hectare de vegetație uscată. Deja în acest sezon sunt obișnuite astfel de incendii, mai ales din cauza neglijenței oamenilor. Fumul se vede de la distanță foarte mare din orice parte a Ploieștiului. Și trebuie să vă spun că pompierii ISU Prahova acționează în special pentru a proteja proprietățile. Este o zonă destul de greu accesibilă de aici, din drumul național numărul 1. Și spun cei de la ISU că este destul de periculos să te apropii, pentru că sunt mai multe focare ale acestui incendiu. De altfel, nici pompierii nu au reușit să intre cu mașinile până în zonele în care trebuie să acționeze, așa că au luat-o la pas și încearcă să treacă de la un focar la altul, stingând cu uneltele pe care le au la dispoziție acest incendiu. Dar, după cum vă spuneam, se poate observa și în imagini, arde din ce în ce mai puternic, atât cât se poate observa din această zonă, vă spuneam, de pe una dintre pasarelele de pe drumul național numărul 1. Dacă vreți, ca poziționare, este undeva între DN1, în apropierea pasajului autostrăzii, și combinatul de la Brazi, însă nu foarte aproape de Brazi. Din această poziție se pot vedea câteva dintre focare. Și fumul care, din păcate, din cauza vântului, se îndreaptă către Ploiești. De altfel, miroase foarte puternic în toată această zonă, în Bărcănești și în Tătărani, a fum. Vă reamintim, ard numai puțin de 20 de hectare din estimările pompierilor, un incendiu de vegetație foarte greu de stins, pentru că au fost nevoiți să meargă pe jos, în apropierea focarelor, întrucât nu există posibilitatea ca accesul să se facă și pentru mașinile de intervenție ale pompierilor. Din câte am înțeles, localnici au sunat și la garda de mediu, bine, nu știu precis ce ar fi vrut să obțină, și au primit un răspuns alucinant de acolo. Ne pare rău, noi program avem până la ora 16. Chiar dacă nu ar fi avut cu ce să intervină, răspunsul în sine este unul halucinant. Să vă ținem la curent cu evoluția incendiului și, după cum vă spuneam, din păcate, în apropierea focarelor se află și câteva proprietăți. Bine, pompierii de la ISU Prahova tocmai pe asta se concentrează în acest moment, pentru ca focul să nu ajungă la acele proprietăți și, Doamne ferește, acestea să fie incendiate. De altfel, din câte am înțeles, ei sunt ajutați și localnici. Chiar dacă pare și se vede în plan îndepărtat și combinatul, nu, să știți că nu sunt. Undeva incendiu este până în autostradă, raportat la poziția de pe drumul național DN1. Este până în autostradă, nu după ea, nu spre combinatul Braz, chiar dacă el se vede în plan îndepărtat. Cu noi detalii pe Observatorul peste numai câteva momente.